Directorul Marinel Bugar spune că anul acesta băncile școlii menite elevilor români din clasa 1 au rămas goale. În clasa 1 nu am înscris niciun elev în limba română, deci asta este și să fie rău cât mai... Și mai mare, nici la grădiniță nu avem înscris la secția cu limba de predare română niciun copil. Deci nici la anul nu o să avem clasa 1 în limba română. Directorul Bugar ne-a mărturisit că la școala din Echica viitorul claselor în limba română nu este strălucit. Nu știu. Îi precale de dispariție școala în limba școlarizată în limba română la școala din Echica. Vorbind despre măsurile impuse de guvernul Serbiei privind păstrarea siguranței copiilor în școli, Marinel Bugar spune că ele se respectă până la ultimul detaliu.